Partidul Liberal Reformator, organizația Giurgiu, se pregătește intens pentru alegerile locale din 2016, așa că nu se ferește să primească în rândurile sale membrii de la alte formațiuni. Cea mai recentă achiziție vine de la PMP, în persoana lui Nicu Ștefan, fost uneperist, fost penelist și fost PMPist. Nicu Ștefan și-a motivat venirea în partidul lui Tăriceanu prin faptul că principiile sale sunt de dreapta, iar în partidele pe la care a trecut nu se mai regăsea. Consider că acest proiect politic, Partidul Liberal Reformator, se pliază pe principiile politice pe care le am eu, care sunt de dreapta, care sunt pentru creștere economică, pentru creare de locuri de muncă și așa mai departe. A fi traseist, când am fost eu traseist, când am plecat de la UNEPR sau când m-am oprit și UNEPR-ul s-a dus la putere și m-am îndreptat către PNL care era în opoziție, sau când am plecat la Mișcarea Populară sau când am ajutat la înființarea Mișcării Populare pe Giurgiu și Mișcarea Populară era în opoziție, asta înseamnă să fii traseist? Nu consider acest lucru. De asemenea, Nicu Ștefan a afirmat că s-a alăturat PLR-ului și datorită prieteniei care îl leagă de liderul de la Giurgiu, Toma Petcu, dar și pentru faptul că România are nevoie de acest proiect politic.